Țara cunoscută, când nici nu existam. Și refrenul cântării, te laud. Existam și nici n-aveam suflare, încă pe-atunci tu încă mai veghea. Nici nu aveam și nici o zi sub soare, în care te-a dat tu numele știai. Te acoperi cu durare și ești cu mine atunci când mă trezesc. Întrești de nepătruns, ești tâna ta lucrare, de aceea numele slăvesc. Te laud. Aș pleca, tu ești mereu cu mine, cu tine chiar și noaptea este zi. Cu tine nu voi fi, nici când de rușine, căci mâna ta mă va călăuzi. Să mai cântăm refrenul acesta și mi-am adus aminte aici când spune te laud, să ne gândim mai mult. Anul acesta, pentru prima dată am plecat în Ucraina și cu pandemia aceasta când am ajuns la ucraineni, la vamă, era o, aș spune eu, o fată, 20 ceva, poate 30 de ani, care era vamista acolo, care lua pașapoartele să ne pună viza, fiindcă n-am avut pașaport românesc și am avut doar buletinul ca să călătoresc cu el românesc, n-am putut
să-i dau buletinul la vama cu ucrainieni și am dat pașaportul. Când au văzut automat pașaportul american, fratele meu cu pașaport italian, eu zic la fratele meu, te rog, du-te în mașină și lasă americanul să vină să diluiesc cu el. Deja îi pusesem $20 în pașaport ca să putem trece vama, că nu ne lăsa să trecem vama. Și se uită la mine, zice, do you think all the Americans pass through here like that? You need to think more. If you don't think more, you're not gonna pass. Ca și român mi-am dat seama ce trebuie să mă gândesc. M-am mai gândit, am mai pus încă $20 și i-am mai dat $40 în pașaport. Ia pașaportul, se uită la el, zice, you don't think that. You need to think more. Am luat pașaportul, m-am învârtit, am mai pus $20. Se întoarce înapoi și se uită și zâmbește, că mai erau acolo o vamiști în ăștia. Zice, I think you don't think enough. You have to think more. The Americans are not passing here whatever you think. Și am mai pus $20, zic, n-a să mai pun. Și zic pe românești, n-a să ai pentru ouă de Paști, că era Paștele săptămâna aceea, și să ai pentru cozonac. Și i-au zâmbit, că o știu românești. S-au uitat și now you think good. N-am văzut $80, now you think good. Și ne-au lăsat să trecem. Am vrea să ne gândim foarte bine că suntem în casa lui Dumnezeu. Să te la dispoziția Domnului și să facem voia Domnului toate lucrurile. Să ne gândim bine. M-am gândit așa, dacă printr-o țară care am trecut săracă și m-am pus să mă gândesc mai mult. Dar la mântuire cât trebuie să te gândești? Cât trebuie să ne gândim? Doamne, ajută-ne să ne gândim mai mult la mântuirea Ta. Amin. Cântăm ultimul verset și refrenul. Oriunde la ești drept, ești bun, ești mare, te lau că numai Tu ești Dumnezeu. Oriunde aș pleca, Tu ești mereu cu mine, cu Tine chiar și noapte este zi. Cu Tine nu voi fi nici când la de rușine, căci mâna Ta mă va călăuzi. Te laud, te laud, te laud, ai iubit sufletul meu. Ești sfânt, ești drept, ești bun, ești mare, că numai Tu ești Dumnezeu. Te laud, te laud, te laud că ai iubit sufletul meu. Ești sfânt, ești drept, ești bun, ești mare, te laud că numai Tu ești Dumnezeu.